Municipiul Târgoviște se află printre orașele alese pentru a găzdui Triada Mountain Bike 2012. Astfel, orașul nostru se alătură altor două obiective importante din țară, Brașov și Sibiu. La doar o oră de București, traseul competiției de la Târgoviște este suficient de tehnic și solicitant pentru a pune la încercare abilitățile participanților, dar accesibil oricărui practicant al ciclismului. Pe lângă peisajele naturale inedite, în traseu se întâlnesc Turnul Chindiei din Târgoviște și trei mănăstiri monumente ale județului Dâmbovița, Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Viforâta și Mănăstirea Gorgota. Varianta lungă a traseului are o lungime de 52 de kilometri, iar varianta scurtă are 38 de kilometri. Începând din acest an am hotărât să demarăm acest proiect, care nu este doar o competiție individuală, ci este un proiect mai amplu. Avem planuri mari pe viitor, vrem să-l includem în circuite internaționale, să avem participanți și din străinătate la toate aceste evenimente. Interesul pentru această competiție este foarte ridicat, întrucât la eveniment vor participa iubitorii ciclismului din toată țara. Până acum s-au înscris 400 de oameni care speră să obțină trofeul. Cei care ajung la finish vor primi o medalie care este de fapt o treime din discul Triadei. Cei care reușesc să adune toate cele trei părți vor primi la finalul competiției piesa de legătură și o plachetă cu logo-ul Triadei MTB 2012, pe care poate fi așezat discul. Traseele măsoară 58 de kilometri, cel mai dificil dintre ele și mai lung, unde se vor alinia cei mai bine pregătiți, și 38 de kilometri, traseul scurt. Organizarea acestui concurs a fost posibilă cu ajutorul primăriei municipiului Târgoviște. Primarul Gabriel Boriga a spus că este foarte încântat pentru că Târgoviște este în sfârșit privită la fel de bine ca orașe importante precum Brașov și Sibiu. Acest eveniment va fi un adevărat magnet pentru turiști care vor putea vizita obiectivele din județ în timp ce parcurg traseul ales. Suntem în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta principalul eveniment al municipiului Târgoviște în acest weekend. Și este vorba de un eveniment care are trei conotații. O conotație de performanță sportivă, o conotație de implicare a tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă, indiferent de sex, de religie sau de orientare și apartenență politică, spre mișcare. Și în al treilea, dar nu în ultimul rând, o conotație ecologică.